Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucenii și părinții iubiți credincioși. Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie este preluată din Sfântul Evanghelist Matei de la capitolul al 17-lea. În acest capitol se descrie schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos, în prima parte, și ne dezvăluie faptul cum Mântuitorul își arată dumnezeirea sa adevărată. Dacă trupul pe care l-a luat Fiul lui Dumnezeu din Fecioara Maria acoperea într-o oarecare modalitate, sigur, plănuită de Dumnezeu, acoperea divinitatea, fiindcă oamenii nu puteau să trăiască, nu puteau să se confrunte, să spunem așa, cu divinitatea pe care sigur, o avea Mântuitorul, fiindcă era Dumnezeu adevărat. A lăsat Dumnezeu ca să-și ia trup omenesc. Și așa cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, un mare părinte bisericesc, el le făcea pe cele dumnezeiești prin firea sa omenească. Și și-a arătat firea omenească prin firea cea dumnezeiască. Era, deci, o colucrare între cele două firi din persoana Mântuitorului. E bine, când coboară de pe muntele Taborului, acolo se petrece această minunată descoperire, revelare, arătarea Dumnezeirii, se confruntă însă cu un caz, sigur, care apare în istorie de multe ori. Evanghelia ne povestește de o familie care avea un copil bolnav. Evanghelia nu ne spune foarte mult despre familia acestea și ne spune că era lunatic. Chiar textul grecesc spune lunatic. Așa e traducerea corectă. Așa știm, cum știm lunatici, se scoală noaptea, umblă de multe ori fără să știe și se manifestă ciudat. Și tatăl copilului, sigur, a auzit de Mântuitorul, după ce probabil a fost la medici sau bracii de atunci, cum erau medici, niciunul însă neputând să îl vindece. Nu știm în ce o stă vindecarea unui lunatic. Nici astăzi nu știm ce metode foarte clare se folosesc. Atunci, cu atât mai puțin, auzit de Mântuitorul Iisus Hristos că El face lucruri atât de minunate, chiar în mielul. S-a gândit, probabil, în sinea lui, mă voi duce la Iisus din Nazaret și îl voi ruga să vindece pe acest copil. Din nou, o chestiune clar, așa cum facem toți dintre noi. E bine, mergând și întrebând probabil din sat în sat, i s-a spus că profetul, cum era numit, sau învățător, este pe munte. Muntele Taborului nu este înalt. Are doar câteva sute de metri. Și probabil că la poalele muntelui aștepta multe lume, credem aceasta după
ca după cum reiese din Evanghelie. Și deci, îi se spune învățătorul este aici. Învățătorul este pe munte, se roagă. El n-a luat cu el de creștin pe trei ucenici, pe Iacob, Ioan și pe Petru. Și el alți, probabil, vorbeau cu mulțimile care așteptau și ei la poalele muntelui. Și i-au zis, ei, dacă vrei să aștepți, stai până va veni învățătorul de pe munte. Ce se facă pentru om? S-a gândit în sinea lui, voi aștepta. Dar, cum a zis, probabil era mulțime mult adunat acolo și vorbeau cu ucenicii Mântuitorului. Nu știm ce vorbeau, probabil întrebau despre una sau alta. Știi, se mai întâmplă, mergi la un medic renumit și la poartă acolo auzi, auzi foarte multe lucruri. Oamenii își mai povestesc durerile acolo, stând chiar la poarta, la ușa medicului. Ei au auzit și el multe acolo. Ei veni un gând în mintea lui. Ce-ar fi eu să nu stau așa aici? Ce-ar fi să apelez la ucenici? Poate au învățat ceva. Poate a reușit să-l vindece ei. Dacă Mântuitorul, apoi se gândi, dacă Mântuitorul, învățătorul, se va supăra că am trecut peste el. Oamenii gândeau ca și oamenii, normal, ca și cum gândim și noi astăzi. Gândirea umană a rămas la fel. Cum păni pietru om, cum păni. Și își lua inima dinți și zice, voi încerca la ucenic să-i rog ca să uite ce ei. Ceea ce aș făcut, dar ucenicii, spune Evanghelia, n-au. Nu știm foarte multe lucruri. Probabil o cercetare minuțioasă ne-ar lămuri multe din lucruri. Și spășit pietru lor, oarecum neliniștindu-se ce va zice oare ce va zice că nu l-am așteptat la apelarea ucenicii lui? Și sfârșit cum a zis, așteptă să coboare mulțumirea. Peste câteva clipe bune, o siluietă și câțiva în urma sa, coborau de pe muntele toți cu eu, de toți ca așa am și veneau spre mulțime care era puțină. Inima Bietului Părinte bătea parcă mai tare în piept și emoțiile îl cuprindeau și mai mult. Cum va spune Învățătorul? Cum va fi întâlnirea cu el? Va face el ceva? Nici n-a reușit bine să se apropie Învățătorul. Tatăl cu pricină se apropie de el în genunchier și îl rugă, Doamne, miluiește pe fiul meu. Miluiește-ne pe noi. El este bolnav, este lunatic. Și pătimește. Și cade adesea în foc și în apă. După ce se opri puțin. Văzând bunătatea lui Iisus,
îndrăzni mai mult. Ce l-am adus la ucenici. La ucenicii tăi și n-au putut să-l dăbăduia. Foarte. Iată, prindea curaj. Vedea un chip minunat, vedea acea figură atât de frumoasă. Acel chip extraordinar al Hristos. De aceea a prins curaj. I-a spus aproape totul. La care Iisus răspunsând a zis: o neam necredincios și teren, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi, aduceți-l la mine. Oarecum Mântuitorul dă senzația că îi ceartă. Cu toate, de fapt, el vrea să accentueze o realitate pe care o să vedem mai târziu. Nici de cum nu-i pluschează. Și l-a adus la Iisus. Și spune Evanghelia, a acceptat demonul. Și copilul s-a vindecat din acest ceas. Apoi, apropiindu-se ucenicii, sigur și ei s-au speriat. Cum să nu te sperii când vezi asemenea lucru? S-au apropiat și ei tot atât de spășiți ca și tatăl. Și oarecum, cu multă spială, au zis: Doamne, dar de ce n-am putut noi să-l vindecăm? Iar Iisus le-a zis, pentru credința voastră atât de puțin. Căci adevărat vă spun vouă, dacă veți avea credință cât un grăun de moștar, veți spune acestui munte, deci, cu siguranță s-a arătat la Tabor, de unde puntele Taborului, veți spune munte de aici și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demoni, repete Mântuitorul, nu iese decât cu rugăciune și cu post. Iubiților, frați și surori, iată o Evanghelie deosebit de sugestivă. Trei elemente m-am gândit eu că ar fi important să le știm. În primul rând să știm că adevărata credință este necesară pentru mântuire. Deci nu ne putem mântui fără credință. Credința, de fapt, ne leagă de Dumnezeu. Credința pune punți peste mari prăpastii. Eu am spus și am și scris. Existența noastră, sigur că este, trebuie plătită de multe ori. Există o vamă a existenței umane, care este suferință, indiferent cine suntem noi. Suferința devine vamă a existenței umane. E bine, credința este aceea care pune punți peste toate aceste, această situație, cum a zis, de multe ori dificilă din viața noastră. Ea leagă malurile suferinței. Ea face punți peste prăpastii credința. Ea devine un medicament pentru suferința noastră. În special pentru suferința spirituală. Nu mai credință. Mă gândeam ieri, de exemplu, oare ce-am vrut să spună Mântuitorul? Când a zis, credința poate să munte și muntele acestea. Eu cred. Atunci când credința, de fapt, cuprinde pe om în total, dar nu credința așa că o am acum, după aceea nu mai am.
Sau vii la biserică doar că, da, e bine, sau că trebuie, nu. Omul, de fapt, se transformă într-o forță extraordinară. Noi știm că omul nu este decât o adunare de energie. Noi știm astăzi cu siguranță că suntem niște biocâmpuri de energie, adică o adunare de energie, care le-a Dumnezeu a dat niște legi. Și stăm prin aceste legi și ne vedem corpul lumii pe alții și vedem corpurile din natură. Toate stau în starea lor datorită unor legi speciale date de Domnul. Ei, când ajungi, dar sunt foarte puțini așa. Extrem de puțini oameni ajung la această performanță spirituală. Când ajungi, ca într-adevăr tu, energia din care ești compus, să-ți o faci, oarecum să-ți o schimbi, să-ți o împodobești cu darul lui Dumnezeu, atunci tu devii tu o energie, tu devii o forță fenomenală. În istoria am văzut oameni care au avut o forță de neimaginat, nu fizică, ci mentală. Gândiți-vă la oamenii, mulți oameni care ne-au ajutorat. Un Beethoven, John Milton, alți mari creiere de omenire care au ajuns la acele performanțe fenomenale. Tocmai datorită faptului că toată energia lor și-au canalizat-o spre Domnul. Nu-i vorba de cei care au venit. Sunt mulți alții. Deci credința în acest sens poate să mute mulți. Dar nu știm cum să ajungem acolo. Asta e foarte. Foarte greu să ajung la aceasta. Noi suntem foarte legați încă de pământ. A doua problemă care vreau să vă spun aici, este postul. Deci acest neam de nevoie nu este decât o rugăciune și cu post. Cercetând cuvântul de demon, în cultura grecească, și că Noul Testament s-a scris într-o influență grecească, am ajuns la concluzia că demon poate avea multe semnificații, nu neapărat diavol. Deci, în primul rând, demon înseamnă o influență negativă, ce vine de la diavol, ceva. Ceva demonic. În al doilea rând, demon înseamnă o neputință, o suferință cumplită. Și ea poate să vină indirect de la celălalt, dar nu trebuie să fie întotdeauna așa. Și în al treilea rând, ce am observat, e că demon poate să fie și o inspirație. O inspirație teribilă, care poate să fie negativă sau pozitivă. Iată, deci demon. Cred eu că aici nu este luată accepțiunea de demonic, patronat decât de cel rău. Un duh rău. Știți, noi auzim asta demonizați, a mai scăzut, dar se vorbea într-o perioadă foarte mult despre demonizați. Eu nu contest că nu există. Există, sigur, și demonizarea, dar nu așa la tot pasul. Demonizarea poate să cuprinde o paletă foarte variată de neputințe. E bine, post, ce este post, de fapt? Cum ajută postul să alungăm aceste influențe demonice și neputințele noastre, chiar, ființiale? Postul acesta nu este o invenție a bisericii neapărat. Postul apare la popoare vechi. Foarte vechi. Postul apare atât de pregnant în Vechiul Testament. Păi prima poruncă în Rai care a fost.
să nu mănânci de acolo, de unde nu-ți asculți. Postul înseamnă ascultare, în primul rând. Apoi când Moise se urcă pe muntele Sinai să întâlnească cu Domnul Dumnezeu, acesta îi transmite să postești tu, toți fiii lui Israel și chiar animalele. Deci, trebuia să se întâlnească cu Dumnezeu. În Vechiul Testament este cunoscut. Ninivitenii care trebuiau să fie distrusă cetatea, postesc, spune Scriptura, 3 zile. Deci postul nu e numai renunțarea a mânca, sigur, a nu mânca, dar e renunțarea răutății. Să nu faci rău, să nu răspunzi la rău cu rău cât poți. Atunci postul te fortifică, știți? Evanghelia Apostolului de azi a fost de-a dreptul acolo. Sfântul Apostol Pavel scrie Epistola către Corinteni, zice, noi suntem slabi, bajocoriți și binecuvântăm. Am ajuns cu noile societăți. Dar binecuvântăm cu blestemă. Asta, de fapt, este, cred eu, conversia de la o ființă umană foarte muibată și răspunătoare către un om care își cunoaște limitele. Un om care nu postește deloc sau care se îmbuibă tot timpul, chiar cu alimente de post, este un om care e foarte răspunător. Și în al treilea rând, rugăciunea. Rugăciunea, de fapt, este convorbirea noastră cu Dumnezeu. Vorbi cu Domnul. Este un dialog în rugăciune, să știți. Nu e un monolog. E un dialog. Și aici este un dialog, vedeți? Liturghia înseamnă dialog. Preotul și credincioșii împreună vorbesc cu Dumnezeu. Îl lăudăm pe Dumnezeu, îi mulțumim. Și apoi cerem la Dumnezeu după trebuințele noastre. E iată, iubiți credincioși, această Evanghelie atât de minunată, care mi se pare mie că bine să ne lămânească, că orice neputință, fie că e cauzată de o boală, de o neputință, fie că e cauzată de cel rău, de diavol, fie că e cauzată de vrăjmașii noștri, și ei pot să aibă înfățișarea diavolească, atunci când toată ziua sunt împotriva unui om, mai mult vinovat și mai puțin vinovat, acești oameni o să ia să fie instrumentele diavolului. Din nefericire astăzi, biserica și mulți oameni sunt atacați fără să se cunoască identitatea lor adevărată și atunci acești oameni care atacă nu se pun decât în slujba celui rău. Așadar, deci, indiferent pe cei care ne vine această neputință, acel demonism de care vorbea Evanghelia, Dumnezeu ne-a lăsat prin Fiul Său, Iisus Hristos, credința care ne ajută să depășim aceste neputințe, ne-a lăsat rugăciunea și postul și toate faptele și tot ceea ce este în biserică. Dumnezeu să ne ajute să fie cu noi cu toți, să vă binecuvinteze, să fie cu familiile dumneavoastră, cu copiii, cu nepoții, cu toți, tot ce aveți în casă, să ne ferească de primeștii care sunt la tot pasul, de necasul și de toată nenorocirea. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Doamne ajută.